Sistemul de două corpuri. O scândură se află pe un plan orizontal în câmp gravitațional uniform. Scândura transportă spre dreapta, pe direcție orizontală, un corp paralelipipedic de masă M1. Datorită greutății sale, corpul de masă M1 exercită apăsarea normală F1N asupra scândurii. Din cauza că scândura este orizontală, nu înclinată, forța de apăsare normală, F1N, are valoarea M1G, G, accelerația gravitațională. Pentru că scândura se deplasează spre dreapta și corpul de masă M1 apasă asupra ei, pe direcția normală la ea, cu forța Fn, având valoarea M1G. Asperitățile scândurii acționează pe orizontală spre dreapta, cu forța F1F, asupra asperităților corpului de masă M1. F1F, forța ce acționează asupra corpului M1, pe direcția tangentă la suprafața de contact dintre cele două corpuri, este numită forța de frecare ce acționează asupra corpului 1. Forța F1F caracterizează acțiunea scândurii asupra corpului M1. Pe direcția orizontală, tangentă la suprafața de contact dintre scândură și corpul M1. Forța de acțiune orizontală F1F, orientată spre dreapta, apare simultan cu forța de reacțiune F2F, orizontală, orientată spre stânga, ce are același modul cu forța F1F. Forța F2F caracterizează reacțiunea datorată acțiunii F1F. Forțele F1F și F2F sunt acțiuni reciproce prin intermediul asperităților scândurii și corpului M1 de pe scândură. Conform principiului 3 al dinamicii, forțele F1F și F2F au aceeași direcție, dreaptă suport, și același modul, dar sensuri contrare.